Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Scorpion. Etalare pentru aproximativ luna mai, poate să fie până pe 9-10 iunie, dacă vreți, sau chiar mai mult. În timp ce am amestecat seria de cărți care ne arată o situație despre care vorbim, a apărut Regina de Aer. Poate să fie o energie feminină foarte. Îmi pare rău să zic, vreau să zic corectă, dar mie în minte îmi vine cuvântul coruptă. Probabil că este afectată logica, rațiunea acestei femei de aer, regină, nu e femeie, regină de aer. Și, repet, este energie feminină. Energiile feminine reprezintă semnele cardinale. Semnele cardinale sunt, după cum știți, berbec, rac, Balanță sau Capricorn. Sunt cardinale, de aia sunt feminine. Probabil că unii dintre voi aveți de-a face cu un personaj, sau voi aveți planete în balanță, sau aveți de-a face cu un personaj cu planete în balanță. Eu vreau, repet, vreau să spun înțeleaptă, logică, rațională, corectă, dar în minte tot a venit cuvântul corupt de mai multe ori și atunci trebuie să spun, pentru că asta e canalizarea, foarte rău îmi pare. Interesant este că la capătul setului de cărți apare înțelepciunea despre care aș fi vrut să vorbesc, dar este în zona nemanifestată, ascunsă. Sunteți, interesant, iar apare numărul 10, 10 care este asociat lunii octombrie uneori sau schimbării. Cine este într-o energie logică, coruptă, de ateism, de tradiții, de lucruri care îndepărtează de adevărul la care ar trebui să ajungem, care ar trebui să ne ducă către înțelepciune, eu știu, poate acel personaj trebuie să facă o schimbare și să devină mai înțelept. Poate acel personaj, sau sunteți voi, sau e acel personaj, trece printr-o noapte întunecată a sufletului, după cum arată. Seamănă foarte mult cu eremitul. Trebuie să se însingureze, să-și descopere lumina, adevărul. Adevărul. Eu știu, vedem. V-am zis, eram pregătit să spun dreptate, dar în minte tot a apărut corupt. Este coruptă această energie mentală. Este influențată de ceva negativ. Asta înseamnă corupție, da? Poate că este influențată de pasiune, de emoții, pentru că emoții negative, pentru că în timp ce am amestecat clarificatorii, a venit diavolul și cu patru de cupe. Viața unora este o tentație. Cine reprezintă această tentație? Că sunteți voi o tentație în viața cuiva? Și nu vorbesc doar de Scorpion, vorbesc de cei care aveți ascendent, lună, nodul nord, Venus, da? Planete, ca și mine aici. Da? Poate sunteți voi o tentație în viața cuiva, sau voi trebuie să învățați să refuzați tentațiile, să refuzați orice energie care vă corupe de la logică, de la înțelepciune, de la adevăr. Pentru mine, diavolul înseamnă contracte, loc de muncă, că e casa a 10-a a Capricornului, dar nu neapărat muncă, nu neapărat profesie, poate să însemne și ce? Tradiții și căsătorii karmice, în care se suferă, în care se sau căsătorii sau relații în care se stă pentru sex, pentru bani, pentru alte chestiuni, mai puțin dragoste. Învățați să refuzați. Patru de cupe. La capătul setului de cărți aveți un șase de spade. Îndepărtați-vă de apele tulburi, apele și, să zic, gândurile tulburi, că am vorbit de gânduri de aer, și mergeți iar, e energie aeriană mentală, detașați-vă de ce este corupt, ce este tentant, ce este obsedant și mergeți către soare. Alegeți-vă calea, calea renașterii, ascultați-vă intuiția. Interesant este că există un rege de monede, bărbat cu copil eventual, bărbat, vreau să zic căsătorit cu copil, așa, care are niște secrete. Eventual ar dori să comunice cu voi, e problema lor, poate vă și urmărește, dar voi detașați-vă de ce este tulbure în viața voastră. Dragii mei, vine luna în Scorpion cu eclipsă, o mare, mare renaștere trebuie să aibă, cum să zic, aibă loc pentru noi toți, dar în mod special pentru voi și pentru că este zodia Scorpionului, lună plină eliberare și lună și eclipsă, lucrați foarte mult cu energia
sexuală care poate fi coruptă, care poate fi vampirizată, care poate fi, sper să reușesc să vorbesc, care poate fi folosită într-un mod negativ. Aceștia au fost clarificatorii. La, în seria cealaltă pe care o voi folosi, a apărut regina de băte, pasiune, sexualitate, atracție sexuală nebună. O nebună pentru că este 8 de spade, este o obsesie a cuiva, a voastră sau a cuiva sau a ambilor, și cavalerul de spade, iar energie de aer, cineva care vrea musai să vină să vorbească, să depășească orice blocaje, orice, să rupă orice lanțuri pe care le are ca să fie cu voi. Dar degeaba rupe lanțurile ca să fie cu voi dacă nu este într-o energie înaltă. Dragii mei, sexualitatea este o energie foarte puternică și sacră. Dacă nu o folosesc cum se cuvine, vai și amar. De-aia și civilizația este unde este, la o răscruce de... trebuie să fiți un pic precauți. 7 de băte. E un nou capitol în care trebuie să învățați să vă protejați sufletul. Și, dragii mei, pentru că este o deschidere, poate chiar și acele părți ale voastre prin care permiteți altora să intre în sufletul vostru. Înțelegeți aluzia, da? Fiți foarte precauți, protejați-vă. Mai ales dacă veți avea niște momente intime, chiar protejați-vă. Dacă vreți, eu vă zic ce ar trebui să faceți, nu? Cum nu faceți, e problema voastră. Este un nou capitol în care trebuie să învățați să vă protejați și sufletul și alte căi de intrare înspre voi. Casa, eu știu, curtea... spațiul în care sunteți, dar am spus și altele, da? Lumea, lăsați în spate, nu neapărat o balanță, nu neapărat un taur, fecioară sau capricorn, nu neapărat. Interesant, este un cuplu aici, că sunteți voi într-un cuplu, că este altcineva, cum am zis mai devreme, interesant că apare și aici regele de monede, da? Și încă suntem doar și la scurte mesaje, regele de monede, vedeți-l? E o persoană căsătorită care stă în această căsătorie pentru bani, dar apare acest as de bâte, regina de bâte, atracția asta nebună. Dar e o căsătorie, e un contract. Am destule să și vedem, trebuie să vă explic eu, da? E vorba de o căsătorie, clar. Dar aceasta, acest fel de a trăi, de a coabita, mai bine zis, lângă cineva doar din nevoi financiare, se va încheia. Se va încheia. Mai mult de atât, nu știu ce are rău să mai spun, pentru că urmează să facem etalările. Etalarea. Bine, și celelalte, la următoarele zodii care apar. Da. Cineva are și multe emoții și atracție, de nouă de cupe, da? Că vorbim de somnul scorpionului, deși reprezintă pești, dar reprezintă o stare de euforie, de împlinirea tuturor dorințelor în momentul în care este cu voi, asul de bâte, în momentul în care se atinge de voi chestii de genul acesta. Eu zic să lăsăm aceasta și hai totuși să mai luăm încă o carte. Scorpion, mi-a pus totuși ceasul în față să nu vorbesc. Wow, ce-a sărit! Ia să vedem, ce-a sărit? Extraordinar! Minte și corp, tot semn de aer, în sensul că o minte sănătoasă, scuzați-mi gălăgia, într-un corp sănătos. Da? Aveți grijă la gândurile voastre, cum vă influențează mintea. Gândurile negative sau cuvintele sau energiile mentale negative ale cuiva vă influențează sănătatea, corpul. Da? În loc de dreptate a apărut corupție. Mare grijă și a apărut cartea pe orizontal. Mare grijă. Poate să fie pus. E extraordinar, extraordinar. 7 de spade. Emoții și intelect, iar emoții și minte. Aici e vorba de inteligență emoțională. Probabil că cineva este foarte tânăr la acest capitol, inteligența emoțională. Atracția este extrem de puternică, nouă de cupe. Ea revine cu regele de foc, mai devreme era regina, tot energie pasională, sexuală. Oh. Dar ori nu arată
Atracția și emoțiile, poate să fie și una și alta. Și din cauza aceasta se manifestă corupția. În ce sens? Nu se exprimă adevărul pentru că este ascuns. Nu? Ori, există o influență. Oricineva fuge, interesant. La 7 de aer este fugăcios în tarot. Vine, pleacă, în ce sens? Pentru că nu are curajul să stea în atâta emoții și în atâta pasiune. E prea intens pentru o energie imatură. Tânărul. Imatură. Și pentru cei mai tineri, când e vorba de încercări, asta e mai greu. Vedeți cum vă adaptați mesajul? Pentru că variază de la scorpion la scorpion, de la scorpiuță la scorpiuță, depinde ce aveți, soare, lună ca mine, ascendentul, Venus, eu știu ce nord-nord aveți, ce, eu știu pe unde vă ieși scorpionul, în ce casă, în ce... Uf, ia uite, în timp ce vorbesc apare asul de spade. L-aș lăsa așa, nu știu, sau să-l ține minte că vorbeam despre, am vrut să spun adevărul și canalizarea a venit, ce aici? Canalizarea a venit cum a venit. Trebuie să descoperiți adevărul. Oricineva trebuie să vă mărturisească un adevăr după o perioadă de tăcere, de secretoșenii, așa zic eu, de secrete, de fugi, de lipsă de implicare, că asta înseamnă fugă, lipsă de ascultare, de dispoziție, de a asculta și de a cuvânta, de a participa la relație, corect, echilibrat, că vorbim de posibil. Posibil semnul balanței, care înseamnă echilibru. Teoretic, nu practică. Practic, da. Extraordinar! Iată, la capătul setului de cărți, 7 de aer. Da. Cine fuge? Își face și mai rău. Și mai rău. Este în primul și în primul rând stresat de această atracție, de acest soare, de această lumină, stresat de adevăr. Adevărul că ce? Că se poate atașa de cineva, de altcineva? E un adevăr. Dar cine a fugit și a creat griji în jur, poate să fie și grijile cuiva, pot să fie grijile lor, inclusiv, trebuie să transmită adevărul. Hai. Să-l pun, poate revine, dacă nu țineți minte. Sper să nu uit de el. Hai. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, în aer, în scorpion, o dată, de două ori, de trei ori. Oricum, asul de spade înseamnă un nou început, în adevăr. Eliberarea, cum am zis, la lună plină, de tot ce este toxic, inclusiv și mai ales sexual, vă ajută să vă exprimați prin multe căi, inclusiv sexual, dar într-un mod corect, victorios și sănătos. Aute, 10 de bâte în trecut, 7 de monede, cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe este romantic, care o fi acela, voi știți. 7 de monede este precaut. 10 de bâte are multe de dus în cârcă, după cum se vede. Are responsabilități la locul de muncă, acasă, poate să fie o familie în care se muncește pentru bani, în care nu mai există nicio atracție, nici nimic. Și din cauza acestei energii, orice vine cu o doză de romantism ar putea să fie un motiv de evadare, așa mă simt ghidată să spun. Dar vedem. Justiție, interesant. Poate aveți niște chestiuni legale în prezent. Roata norocului, iar schimbare, că vorbeam de schimbare de 10. Are apărut, nu mai știu când a fost 10. A fost la Wisdom, da? Și valetul de bâte. Comunicare. Ceva se schimbă. Cineva vrea să se exprime corect, să schimbe felul de abordare. Ori o balanță are o nouă atracție pentru cineva, posibil, pentru unii dintre voi, sau poate, repet, aveți voi planete în balanță și apare această energie, deci ar apărea balanță în energia scorpionului, nu știu. Dar, asta că vă place vouă, dar avem și semn de foc, avem și semn de pământ și semn de apă. Dar în principiu, balanță, sunt destule semnale. Poate, repet, acest personaj s-a simțit copleșit
de situație și merge într-o nouă direcție și schimbă direcție. Un nou proiect. Da, nu neapărat o nouă pasiune, un nou proiect. Dar o să clarificăm. Sau vrea să lase în urmă ceva copleșitor și să înceapă ceva nou cu voi. Nu știu exact. Și poate și după clarificări nu o să știu. Voi știți ce e în viața voastră, pentru că diferă de la omuleț la omuleț. Cavalerul de monede în viitor, asul de monede mișto. Că apare un as și un as care aduce stabilitate. Și regele de spade, bre, iar semn de aer. Însă undeva, într-un și mai îndepărtat viitor, apare și un as de cupe. O să vedem ce legătură are. Am tras așa un pic cu coada ochiului. Există un refuz, un blocaj și apoi cineva se mobilizează cu toată forța să vă cucerească pentru că vrea să-și deschidă sufletul către voi. Sau voi veți vrea să experimentați dragostea adevărată, absolută, nu doar relații stabile. Vedem, țineți minte mesajul, e pentru cineva. La capătul setului de cărți, iar apare cavalerul de spade, patru de monede, da. Iau, împăratul, un personaj foarte tradițional, strict, 10 de bute, care are multe responsabilități, care într-un contract, împăratul e în contract, oricine ar fi. Și un personaj independent, 9 de monede. Care atrage atenție, față de care se simte, 6 de cupe, se simte foarte bine, dar apare și 3 de spade din cauza secretelor, sunt niște secrete. Vorbim totuși de zodia scorpionului și scorpionii și balanțele cred că au cele mai multe secrete. Secretele cred că vin din partea persoanei care are responsabilități, care are un contract. Contractul reprezentând job sau familie. În sensul de căsătorie familie. Ei, și e greu să jonglezi între responsabilități. Jonglezi. E un cuvânt. Să-ți gestionezi timpul, să-ți managerizezi, să zic, resursele, în așa fel încât să ai timp și de responsabilitățile pe care le ai zilnic și care te-au obosit, te-au plictisit. Vorbesc așa la modul general, nu neapărat așa. Nu știu, despre acest împărat. Și să-ți faci timp pentru acest personaj care e independent, e vibrant și nu că n-are responsabilități, dar poate că și le gestionează mai bine decât cei care sunt în contract, tocmai pentru că este o persoană liberă și atunci nu are, știți cum, deadline-uri. Nu are deadline-uri. Că și în căsătorie sunt deadline-uri. Voi știți mai bine, da? Ei, și aici este. Există un atașament foarte puternic. Ia uite, 4 și 4, împăratul și 4 de monede. Acest personaj are tendințe de a fi foarte atașat, de a apărut diavolul. Dar își dorește foarte mult să comunice. Însă este nemanifestat, este în zona ascunsă sau în ce sens? Nemanifestată, nu neapărat ascunsă. Hai să și clarificăm. A fost o separare, ia uite, interesant, s-a oprit aici setul la 9 de monede, dacă sunteți independente. A fost o separare între voi și această romanță, nu știu cât a avansat romanța, cavalerul de cupe. Zece de bute, clarificăm fuga. În trecut. Dacă simțiți că nu rezonați, ascultați altceva. Și nu uitați pentru ce ascultați, dacă e vorba de lună, sunt aspecte care țin de emoțiile voastre, cum e la mine. Dacă e vorba de ascendent, de fizicul și de întreaga voastră hartă, cum se manifestă. Dacă e vorba de soare, depinde unde aveți soare, dacă e în casă spirituală, se va manifesta altfel. Clarificăm 10 de bute. Nu, dacă aveți soare în casa 12-a. Lucrurile astea nu sunt deloc evidente.
10 de bâte pentru scorpiuțe și scorpioni. Ha. Pentru unii dintre voi în prezent cu roata norocului, cu balanța, în sensul ăsta de imagine, la asta m-am gândit, și valetul de monede, poate să fie comunicarea cuiva, a voastră sau a lor, care e o întâlnire de destin. Întâlnirea poate să fie, în primul și în primul rând, la nivel de comunicare verbală, mentală, să zic, o întâlnire mentală prin comunicare, nu? Atunci când comunici, te întâlnești mental, mintea cuiva cu mintea altcuiva. Și de azi zic întâlnire. Așa vine mesajul să-l transmit. Poate că cineva vrea să vă propună cu asul de monede, printr-un mesaj, o colaborare. Interesant că vine și sub 10, sub roata norocului. 7 și cu 8. Și dacă voi ați așteptat să aveți spor într-o privință, contractul cu cineva, această propunere, vă poate aduce mai aproape de 8, merge către 9, de independență, de, eu știu, niște reușite. Aici este 7 de spade și 4 de cupe. În trecut. Probabil că cineva a fugit de implicare și a refuzat dragostea. Interesant. Și ce a făcut? A refuzat dragostea, pentru că e un as de cupe, da? Nici, adică a privit-o, dar nici nu s-a implicat în dragoste, nici în responsabilitățile pe care le avea. Un personaj, iar apare 7 de spade, da? Interesant este că la capătul setului de cărți reapare împăratul, îl avem și pe aici, da? Nu uitați? Steaua și 7 de cupe. Dacă e un personaj important, din punct de vedere profesional, financiar sau căsătorit, un tată, acesta speră, visează, 7 de cupe visează toată noaptea, visează, are vise. Poate chiar erotice, din păcate, da, visează, nu vorbește, dar visează, speră, că ceva va fi, că dintre toate opțiunile pe care le are, aceasta se pare că e cea mai faină steaua, cea mai strălucitoare. E un personaj public care atrage atenția, eventual, sau un personaj care iese în evidență, dintre toate opțiunile iese în evidență, prin puritate, prin strălucire, prin capacitatea de a vindeca. Și are și puterea de a stimula erotic. În fine, 7 de monede. Transmite bine, 7 de monede. 7 de monede. Haide, pentru scorpiuțe și scorpioni, bre. Hai, tarotul. Aici, căsătorie, educația, tradițiile au devenit plictisitoare. Monseur, tradițiile. Suntem în era vărsătorului, chiar dacă e la început. Tradițiile au devenit obositoare, plictisitoare, prea restrictive. Educația, pot să zic și căsătoria, că marele preot asta face, căsătorește și avem și antovorbit. Da. Căsătorii în care oamenii muncesc, trag la juc și nu mai știu ce a pasiune, nu mai știu ce a empatie, dragoste, romantism. M-au uitat să fie romantic, soțul cu soția. Chestii de genul ăsta, din păcate, sunt mulți așa, majoritatea așa sunt. Și totuși, iar în zona nevăzutului este această speranță. Acest personaj foarte strict, energie masculină, iar patul, un împărățel, împărat ce-o fi, speră. Ține la acest personaj, că sunteți voi, că e altă persoană, voi știți. Și ce ar vrea? Ar vrea să lase această
figură tradițională feminină cu care se tot luptă să construiască ceva. Așa zic, figură tradițională feminină, că e mamă, că e soție, că este o relație karmică cu care au fost împreună. Sunt mesaje, nu știu pentru cine vorbesc, vorbesc pentru cineva. Cavalerul de cupe. Sunt multe. Dar le lăsăm. Dar romanța a plutit în aer în trecut. Dar nu s-a riscat nimic. S-a refuzat. 5 de cupe a merge spre 4. Deci, cu alte cuvinte, se confirmă refuzul. Ori din cauza că acest personaj n-a avut încredere în el, regele de bâte are multă încredere în el, în sexualitatea sa, în, eu știu, felul său de a fi cuceritor, ori n-a avut încredere, ori, unul dintre voi, din ce implicați energie masculină în mod special, pentru că era în tradiție educat să muncească și să gândească mai puțin. Glumesc, poate sunt cam ironică, da, știți cum e. Mie asta îmi sugerează, nu neapărat playboy, cât, pentru că nu s-a riscat, nebunul a venit invers. Și am văzut și 7 de monede, da? Foarte precaut, investește sau nu investește în romantismul ăsta, în atracția asta. Puteți să fiți voi cu o energie mai altfel, știți? Nu știu, nu știu pentru sau poate e altcineva, alt semn de apă sau cineva romantic în viața voastră sau în viața partenerilor voștri. Nu știu, voi știți. Eu doar citesc cărțile și voi vedeți unde și ce se aplică. Nu stau să fac scenarii. Prefer să fac scenografie în expoziții, dar nu fac scenarii în tarot, vă rog. Da? Pentru că, iar, a preferat acest bărbat căsătorit. Ia uite, romantismul pentru el și această pasiune, da, creează și confuzii și decepții și o rană, pentru că știe că e implicat într-un contract, din cauza asta tace, știe că trebuie să-și ofere resursele și în alt. Aici ar putea să fie dorința cuiva de a fi corect și totuși este corupt din cauza educației, a tradiției, a contractelor. Aici, de aici vine corupția. V-am zis, regina de aer, vroiam să spun că vrea cineva să comunice corect, să manifeste corectitudine, dar probabil că nu poate. Nu știu. Balanță. Nu, vreau să zic justiție, dragă. Clarificăm justiția în prezent. Dar tot balanță, e acolo balanță și de-aia m-am orientat la balanță. Ia uite, balanță pe balanță, balanță pe balanță, asta e. Aici, ce faci? Și regina de bute de care am vorbit mai devreme. Interesant, din ce vorbesc, iese și asul de... Dar uitați-le de unde iese, da? Atracție pentru un personaj foarte vibrant, aș spune. Lângă care doar un alt personaj vibrant poate să stea din acest motiv, din cauza obligațiilor. Cineva n-a riscat în această romanță. Hai, dăm și pe roata norocului. Pentru că e conștient, conștientă, are acea înțelepciune nemanifestată pe care am văzut-o la început. Că dacă dă în afara contractului, se dezechilibrează balanța. Într-o formă sau alta, nu? Roata norocului. În prezent. Unii dintre voi poate într-adevăr aveți nevoie de niște finanțări, de un contract la locul de muncă, care să, asul de monede apare, care să vă echilibreze financiar, ori voi, ori cineva din preajma voastră, nu știu. Dar, vorbind despre voi, poate că sunteți voi. Roata norocului în prezent. Dar 10 încheiere de ciclu și acum că avem luna plină, între două, interesant cum vine mesajul, bine, nu știu dacă și asta tot lune, între două luni pline, între luna plină din balanță și luna plină din scorpion, ceva se schimbă, acum suntem între cele două lunici, da? Unde era pe planeta Artreides, parcă așa era, erau două luni? Cine a citit cartea? Roata norocului.
Am vorbit de corupție în familie, în educație, la job. Da, se dorește, uite, regele de spade reapare. Poate să fie același personaj cu energia sa masculină. În energia sa masculină. Ar vrea să comunice. Ar vrea să meargă mai departe. Să iasă în această energie logică. Coruptă. Coruptă de contracte, de tradiții, de educație. Educația vine și dinspre familia în care ne-am născut și de la școală. Și în timp ce vorbesc, apare împăratul. Dacă voi, doamnelor, domnilor, iată, regina de cupe și 10 de cupe și roata norocului, altă roată norocului, dacă simțiți că v-ați sacrificat, că v-ați făcut prea multe griji și v-ați afectat misiunea spirituală, sănătatea, speranțele cu steaua, lângă cineva care a încercat să vă controleze, care a încercat să vă aibă, care v-a pus în triunghi amoros, deși era căsătorită, da? E o întâlnire de destin. Vă doriți să schimbați energia. Da? Și aici apare schimbare de energie și în ce direcție vreți să fiți fericite. E dreptul vostru. Poate că vine cineva cu aspecte în planete de apă, case vreau să zic, sau lună, ce mai aveți voi, și se potrivește mult mai bine cu nevoile voastre emoționale și fizice, dar și emoționale. Pentru că atunci când vorbim de zodia Scorpionului, orice planetă ar fi, se creează acea nevoie. Trup, minte și emoțiile. Unde erau? Uite aici, emoție, da? Trup, minte, corp. Nu poți să fii doar o parte. Un scorpion, de orice natură ar fi scorpionul, chiar și de proastă calitate, chiar și de, eu știu, și de repede nu vorbesc doar de soare, vorbesc pentru că alte planete sunt mai puternice decât soarele în scorpion, da? Poate fie Venus, lună, ascendent, nodul nord. Deci, dacă aveți de-a face cu un bărbat extrem de încăpățânat, de corupt, sau care se simte tentat de voi și corupt de voi, sau e tentat de altceva, în fine. E o schimbare de energie, nu stau să-mi bat capul. Voi știți pentru cine vine mesajul. Ce reprezintă această energie masculină, toxică, adictivă, extrem de controlată. Poate acest personaj vrea să schimbe energia, există și varianta bună. Poate. Pentru că simte emoții, poate vrea să simtă energie benefică lângă voi, poate, nu știu, cine această regină de cupe sunteți voi sau alt semn de apă, nu știu, voi știți. Valetul de bâte. Valetul de bâte a fost clarificat cu 4 de spade. Cineva stă pe gânduri să comunice, să nu comunice, să dea niște vești bune sau să nu. Ia uite, iar apare valetul de spade. Cineva își face planuri. Simte multă pasiune, probabil această pasiune la distanță și trebuie să-și facă planuri. Cum să meargă, cum să inițieze, cum valetul de bâte nu doar vorbește și inițiază, că de fapt vorba e prima inițiere, nu? Clarificăm cavalerul de monede. A venit pe orizontal. Regele de monede. Ia uite, dar pe orizontal. Deci construcția acestui potențial este încetinită. Și așa cavalerul de monede era încet, a mai fost blocat și de regele de monede. Care regele de monede înseamnă ce? Un personaj căsătorit tradițional. Ce tot vorbeam eu pe aici, măi? Poate și prea fixat pe bani. O poziție financiară bună, dar trecând peste poziția financiară, este poziție contractuală, tradițională pentru mine. Și interesant că a venit pe orizontal. Deci construcția acestei relații frumoase este întârziată. Ori voi trebuie să vă întâlniți cu altcineva și prezența acestui personaj întârzie manifestarea întâlnirii cu flacăra voastră geamănă, ori... Hai să ne mai uităm. Da. Unul dintre voi trebuie să pună capăt secretelor, confuziilor. Uite. E un personaj destul de egoist care vă cam lasă când aveți nevoie de ajutor, atunci vă lasă. Și dacă voi trebuie să mergeți, să alegeți o nouă direcție,
să vă bucurați de prieteni, de viață, de alte relații, ar putea să fie o încetinire. Dar vedem, vedem, ia, asul de monede. Poate vine totuși o nouă ofertă pentru unii dintre voi, asul de monede. Nu știu despre cine vorbesc. Aveți taur, aveți capricorn, aveți berbec, aveți balanță, aveți fecioară. Asul de monede, ia uite, la distanță cineva speră, ori voi sperați că se poate o nouă relație mai bună și stabilă cu altcineva eventual. Însă, dacă voi deja vă orientați speranțele, vedeți în oportunitate, în zare, o nouă oportunitate pentru o nouă relație, există invidii, 5 de spade. Probabil din cauza acestui personaj sau a celor din preajma lui. Cine e acest personaj? Nu știu, voi știți. E tatăl vostru, e soțul vostru, este un personaj care, de care vă simțiți atrași sau atrase sau invers. Voi știți. Dar asul de monede e în continuare bruiat, da? De invidiile cuiva. De invidiile cuiva. Voi continua să aveți speranță. Da, ori din cauza distanței dintre voi și personajul care poate să vină cu această ofertă, poate în viața lor, nu doar în viața voastră, cineva își bagă nasul și mai spune cât un cuvânt, câte ceva, câte ceva. Și iar este afectată, da, manifestarea aceasta. Ah, ce frumos asul de cupe! Da, pentru că asul de monede, de fapt, stabilitatea nu se poate manifesta decât prin dragoste, da? Cineva vă urmărește cu dragoste, are multă dragoste, vă urmărește, multă, multă fericire. Poate să fie un alt personaj, semn de apă în viața voastră sau în viața cuiva, nu știu. E o nouă dragoste, dar ea stă manifestată din cauza invidiilor. Regele de spade, te rog frumos. Regele de spade. Am văzut și... Regele de spade. Regele de spade. Interesant. Cavalerul de bâte, regele de cupe și 6 de spade. Iar e o distanță. Probabil în momentul în care voi vă căutați direcția în altă parte care vă aduce stabilitate, acest personaj vrea să vină înspre voi, 6 de spade, să arate că de fapt se simte atras, e atracție, vrea să vă cucerească, dar are și multă dragoste, regele de cupe, sau pleacă de lângă voi într-o altă... Păi... Nu știu, la capătul setului de cărți apare moartea și cavalerul de monede. Se pune capăt încetinării. Se oprește, cum zic. Asta e. Dacă până acum s-a construit foarte încet din cauza blocajelor și a distanței, se încheie acest fel. Se transformă acest fel de abordare. Asta înseamnă că ar putea să prindă viteză, da? E distanță, cavalerul de bâte, ca și cel de spade, sunt foarte iuți. Da? Nu mai merg cu trotineta, nici cu calul, mai ales cu ăsta de monede, la cavalerul de monede. Nu știu, iau vreun Lamborghini, ceva, avionul, racheta, ceva mai iute. Ar putea. Da? Ar putea. Pentru că în viitor, am spus, cineva nu vrea. Pur sunteți voi, ori altcineva, nu știu pentru cine vorbesc și ce reprezintă aceste cărți. Eu am prezentat și vedeți și voi ce mi-apare mie în față. Am zis că apare un 4 de cupe. Posibil să-i refuzați, să blocați. Da, dar vă că rece. Iar apare cavalerul de bâte și iar apare cavalerul de bâte și 6 de cupe. Ia uite, vedeți? Asta era în viitor. Cavalerul de bâte de 2 ori și apare la clarificarea regelui de spade. Și asul de cupe aici, asul de cupe în mâna regelui de cupe. Se dorește
implicarea, depășirea blocajelor și depășirea refuzului. Dacă acest personaj va refuza la un moment dat, n-a vrut să se implice, posibil la un moment dat să vrea să se implice. Nu știu dacă e vorba de cu voi sau cu altcineva, aici iar voi trebuie să știți, dar apare o nouă poveste de dragoste în viitor. Băi. Cavalerul de putere, ce de spate? Cavalerul de spate. Da, ar putea să fie alt personaj, măi. Ar putea să fie alt personaj care până acum nu v-a arătat, da? Nu v-a arătat dragostea. Va privi de la distanță, trei de bâte, și din cauza unor probleme, intervenții, influențe, am zis, corupte, nu a putut manifesta astfel de monede, astfel de cupe cu voi și totuși ar putea să fie alt personaj, da. Pentru că aici este deja o energie masculină care seamănă foarte mult cu împăratul și cu diavolul. Contractele, tradițiile și male preot, varianta sa negativă. Care întârzie prea mult, sau mai bine zis, blochează construcția unei relații. Cavalerul de monede înseamnă, reprezintă o energie activă care construiește, cu răbdare, dar construiește. Încet, dar construiește. Faptul că a mai apărut și regele de monede pe orizontal, asta deja întârzie și mai mult construcția. Cu cine se manifestă? Interesant că apare sub balanță de două ori, sub acest personaj care nu se implică, nu s-a implicat și a refuzat. O fi acest personaj, o fi altceva, voi știți. Energie de pământ. Și repet, de pământ în sensul ca energie. Materialist, tradițional, încăpățânat. Aș putea să spun și zgârcit. Acum, repet, asul de monede este urmat de regele de spade. Și regele de spade a fost clarificat de cineva care ajunge la un adevăr. Că tot am văzut de regina de spade și asul de spade. Și apoi regele de spade. Posibil acest personaj, regele de spade, să fie un semn de foc, un semn de apă, care nu a arătat nici pasiunea, nici emoțiile din cauza distanței, din cauza influențelor, repet, și vrea să vină, să depășească, să vă cucerească cu orice chip, să stea în picioare, chiar dacă e refuzat, stă acolo. Nu, eu nu plec, ceva de genul ăsta. Așa văd acum energia. Nu, eu nu plec. Și dacă mă refuz, eu stau aici, până ești deschisă să primești această dragoste. Așa văd cărțile. Eu știu. Vedem. Cu cavalerul ar putea să fie o energie mai tânără, că am văzut tânărul, da? Care trebuie să-și descopere inteligența emoțională, să-și asculte intuiția, cum a face regele de cupe, dar asta numai prin dragoste, nu? Sfatul. Hai că iar am vorbit mult, am zis că vorbesc mai puțin. Fuga pentru scorpion. Hai. Păi, interesant. Da, evident, interesant. Descoperiți sau descătușați latura voastră frumoasă, amabilă. Și? Vedeți lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă, da? Nu vă concentrați pe detalii sau pe o singură chestie și nu deveniți obsedați, că scorpionii au tendința de a deveni obsedați pe o singură. A, ce mi-a făcut, ce la. Nu? Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă n-a mers bine cu cineva, cu cineva din familie, cu cineva cu care ați avut contract, aveți alte oportunități. Și dacă apare gelozii, invidii, șicane din partea unor, mai aveți speranță, mergeți, depășiți, lăsați în urmă, pentru că vă așteaptă o nouă oportunitate și, repet, pare și dragostea, trebuie să lăsați în urmă. Repet, poate cineva vă lasă pe voi în urmă, dar dacă vă lasă pe voi în urmă, mai sperați că va fi altul mai bun, că așa se întâmplă. Sperați! Nu știu exact ce este, voi știți, îmi povestiți. Abia aștept să-mi povestiți. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pun mai bine. Ceau, ceau!